comisarul Mihnea Nicoară, secția 4. Domnule Pavel, aveți vreo informație? Cât timp a lipsit cel mai mult, fără să știți? Mă tem să nu fi căzut lat pe undeva, să-și fi pierdut cunoștința. Parcă are un demon în el care nu-l lasă să se bucure până la capăt. Deci, ce este între soțul și fratele dumneavoastră? Cine te crezi, mă? Vrei să-mi spui cine să nască, când să nască, cine să divorțeze, cine să se cureze? Ce ești tu, mă? Ești tău de sus? Ce relații sunteți cu Anton Ropot? Am copilărit împreună. Am crescut pe aceeași stradă. A fost între ei o confruntare, ceva? Tu ai văzut ce ai vrut tu să vezi? Nu cred. Și ce a vrut ea să vezi? Nu te cred. Acum căutați un scandal ca să ieșiți în presă? Loc să faceți nebii ceva, să-i dați de urmă. Nu vreau să mor. Știi că voi doi chiar semănați? Ea se gândește numai la tine. Și tu numai la tine. Să nu-i scapi. Ăștia doi sunt mai nebuni ca altul și voi mă las pe mine? Ia uite. Ei, prins. Păi, fac o pârnaie pentru ei, mă! Iubirea fără adevăr este oarbă, iar adevărul fără iubire este o cruzime. Și nu de fiecare dată ne învinge răutate, ci viclenia diavolului.